infracționalitatea. Plătim naționalitate, trebuie făcut o regulă și cu ăștia. Fac, mie mi-au furat geamurile la casă toate și ușile acum 16 ani. Cu aceeași problemă ne confruntăm și acum. Vedeți oamenii și ei. Mergem acolo, nu știu ce e acolo. Când vin de acasă și mă duc să văd casele, nu știu ce. Și omul de 16 ani am documentația toată aici și tot ne promite și unii promit și alții, știți, trai nădejde. De câte ori v-au spus? Odată la asta mică, am două case, două fete acolo. Odată la asta mică mi-au luat geamurile și ușile și acum îi spart acolo, puteți să mergeți să vedeți că spartă ușa, dar nu puteți să o intri că era pe ușă solidă și se poate vedea la fața locului. Și umblăm și tot ne promite, pe strada cetății. Poliția ce a făcut în privința asta? Poliția au venit la fața locului, au văzut că era urmă de căruță și mi-au spus că e furat cu microbuzul. Când încolo toc căruța, țiganii rici, cu țiganii la Mironul, mi-au dus și-au vândut geamurile la munte. Primarul nu-l interesează, ne-a spus să ne punem, ne-am făcut casă, să ne punem pază, să ne punem, dacă nu avem curent, nu putem pune nici camere, lua vederi, nimic, nu avem cu ce. Nu putem sta să păzăm acolo. Noi plătim contribuțiile la stat de atâția ani, am plătit și anul acesta, poate verifica. Asta e singura problemă. Acum o trăgem nădejde că o să ne punem.